Salutare, băi! Eu am găsit un nou episod. Eu sunt Deiu și astăzi facem din nou videoclip War Thunder. Data asta o să fie mai diferit. Data asta nu o să mă joc, o să mă uit la un meci la care m-am jucat, în care m-am jucat și o să vă zic, o să comentez ce. Deci, meciul e deja jucat și ne uităm la replay. Bun. Și haideți să ne găsim. Player view pe vâteci. Bun. Așteptăm. Și cred că ne bagă în meci acum. Aici, în F2, spawnul din F2. Bun. Din ce văd, replay-ul nu e cel mai accurate. Lăsăm așa. Sper că nu vă încurc chestia aia. Bun, hai să nu mai ne punem chestia asta. Bă, dar mă disperă că... Fie dacă dau un click sau un alt click, îmi mută mai el automat de pe un player pe altul și mă busește asta. Bun. Deci, cred că ar trebui așa. Da. Bun. A fost un meci realistic, pe realistic, în care a jucat cu Sherman britanic cu tonul de 17 pounder, 17 pounder, 76 de milimetri sau cât are, chiar dacă a fost salt. 76 de milimetri, da. Deci chiar îmi arată detalii din replay. Bun. Am zis să mă duc pe mijloc, după cum puteți vedea. Aici, zona asta. În zona asta am zis să mă duc. Aici, după drum, oricine este aici, mică pădurice. Băi, dați-mă înapoi la mine. Așa. Am zis să mă duc. Aici, în zona asta, în pădurice asta. Și să campez. O țără. Aici am fost prea târziu și am ratat să oportunitatea de a trage după Panther. Dacă apăs tab în... Nu, deschide harta. Bun. Deci de pe tab o să vă rămân așa pe harta. Ok. Am zis aici, am văzut că nu e Panther-ul. Înaintează. L-am văzut că e marcat după clădirea aia. Și am zis hai să înaintez. Și aici fix când a fost să poată să tragă în el, l-a luat Chaffee-ul. Se vede, cred că jos și în stânga. M24, Navi Sarang. La minutul 3:50. Aici. M24. Ăla de aici, de altfel. Ăsta. M24-le de pe harta. Bun. Și atunci am zis, hai să iau poziție aici, în pădurice asta.
După cum vedeți, sunt tufe mai mult decât pădure aici. Plin de tufe. Și am zis, bă, hai să stau aici, să campez. Pentru că eu nu am armură bună. Chiar așa de bună. Dar am un turn foarte bun. Și deși turnul e foarte bun, proiectilele sunt foarte proaste. Ca și post penetration. Însă proiectile solide nu dau niciun damage după ce au penetrat. V-am zis, nu explodează. Ei, ca un clonț, dacă ochiule. Am explicat în videoclipul cu proiectile. Deci nu avem post penetration. Dar avem penetrare foarte bună. Aici am măsurat distanța. Deși nu arată pe replay din ce văd. Mi-a dat mai mare de 1000 de metri sau ceva de genul. Ți-o tot ce-am țintit pe la 1000 de metri. Prima lovitură. N-a fost ce trebuie. Țipești mai bine. Da, așa dau AP-urile penetrare. Damage-ul. A doua lovitură n-a fost deloc bună. I-am luat arșenila. Trei lovitură. Îi omoară încă doi membri ai echipajului. Și îl trimite în hangar pe băiat. Bun. Mă, ce fac? Văd că sunt marcate tancuri acolo, exact, pe partea aia. Până să trag eu, moare și el. La fel ca la Panther, mi-o ia altul înainte. Arată, asta a fost diferența din ce secundă. Bun, Shermanul ăla, păi, aliatul meu. Mă uit pe minimapă, că văd pe aici marcaje. Da, nici am văzut. Da. Acum sunt tot sur alert, am văzut că e un light tank acolo. Zona asta. Încerc să mă uit, dar mă preocupă mai mult cei drept în momentul de față, mă preocupă mai mult zona asta, că era un tank acolo. Un Waffentracker. Și pentru cei care nu știți ce e un Waffentracker, înainte să trag în Tiger, dacă v-ați fi fost atenți, am tras un tanculeț mai mic și galben. Ăla e Waffentracker-ul. Un tank destroyer. Are armură foarte bună, foarte proastă, foarte slabă, dar tunul e foarte bun. Tunul e genial la tankul ăla. Și n-am, mă tot uitam după el, că n-aveam chiar să mă trezesc cu el, că tunul e foarte bun, e de Tiger 2 tunul, practic. Penetrează, e proiectil care și explodează după ce a penetrat. Bă, ăla e. Și pentru numele lui Dumnezeu, meciul ăsta a fost așa dubios, că am avut vreo 4 sau 5, nu știu sigur, trebuia să-i număr, care s-au detonat singuri băieții. S-au gândit ei că trebuie să se detoneze. Uite, pe T-76 has been wrecked. Eu am dat un airstrike acum pe punctul B. Am văzut că începe să fie capturat și l-am dat aici, pe punctul B. Iar acum încercam să mă uit. Vedeți, replay-ul e foarte diferit. Acum văd Tiger-ul că vine. Poziționez tunul și trag. Acum văd că e un tank acolo. Și, oh boy, nu ne expunem. E tankul care a capturat punctul B. Deci, practic, aici. Mă gândesc să vin partea asta alta, dar după cum puteți vedea, s-a gândit și el și dăm cu retreat. Și în situații de genul, ce mai bine e să vă îndepărtați de colț. De
zona asta de colți. Cel mai bine e să vă îndepărtați, că primul care iese după colți mereu se expune. El ieși. Eu eram mai îndepărtat, el era mai apropiat. El ieșind și fiind foarte aproape, și-a expus unul înainte de șasiu și nu a avut cum să țintească după mine, dar s-a expus. Eu am luat unul și acum am ieșit după colț, știind că n-ar ce să-mi facă dacă i-am luat unul, și am tras cu mitraliere, pentru că ăsta nu prea are armură tancul și, după cum puteți vedea, îl omor din mitraliere. Bun, am asta, o capturez pe eu. Sunt un țăr paranoic și mă uit în dreapta să mă trezesc că vine cineva din zona aia. Și am uit. Văd că a meu s-a detonat, s-a aruncat în aer și el singur, a apăsat Z. Am verific zona asta iară. Verific iară zona aia. Mă uit și prin spate, pe deal. Deci, nu știu ce a fost cu ei, așa dubie și era făcut sau J ca nebunii, nu știu ce naiba. Poate au avut un motiv, poate nu. Marcurile astea știți că n-apar în bătălii. Bun. Încolo am dropat artileria la pod, în caz de vine cineva dinspre A și vrea să treacă. Am dropat artileria ca să fie nimerit și măcar să n-apară că e pe hartă tipul, știți? No, cineva și ia un hit, apare pe hartă, marc, indicator. Bun. Mai ce zic, hai să reiau poziția. Bă, lol. Aparent, în modul ăsta de joc, modul de replay sunt foarte pixelate și pătrățoase astea, când au fost control se vadă intern. Bun, am ce fac. Văd pe ăsta, țintesc. Bam, drag, 800 de metri. Am uit după următorul. Tiger-ul, bam, drag, mort. Aia mă rec. Două kilianuri la rând. Mă, ce fac? Verific B-ul. Verific să nu dea nimeni rush. Bun. Continuăm. Ne uităm cu binoclu. Partea aia. Și deși văd că C-ul este capturat, n-am cum să am vedere spre ce. Să văd. Și așteptăm. Nu știu ce dăm, mă, fâții. Îl văd pe ăsta. Țintesc și trag. Și trag prost. Țintesc chiar. Trag. Proiectilul se prea în stânga. Asta mă vede. Trage. Mă lovește. Iată unul. Mă arunc un smoke shell. Mă uit în spate. Fiu safe. Văd că e un light tank acolo. Și ce am vrut să fac aici a fost să nu mă duc linie dreaptă, așa. Am vrut mă duc așa și mă corectez o țâră ca să devie, să nu crede că mă duc doar cu spatele brusc, pentru că așa putea să anticipeze în ce parte unde să tragă. Am dat artileria. Ba nu, n-am dat artileria. Nu da cineva artilerie în zona aia, că e un light tank acolo, în dreapta. Se bate a nostru cu a lor. Aici, a
Aici. Da. Bun. Mi s-a reparat tonul. Și mă uit în zona aia, văd pe smog, tipul ăla nu mai e acolo. Mai încerc să mă uit după, poate, poate. Dar nimic. Nimic, mă. N-am găsit nimic. Mă retrag, o țără, că s-o țără panicat în situația asta, că n-am chef să mă trezesc pe el, că trage nu știu unde. Da, totuși mă gândesc, îl văd pe ăsta. Exact. Și mă gândesc, bă, hai, totuși să... Exact. Și am plasat lovitura așa de bine încât mi-a luat toți membrii echipajului. 2, tine 3 și eu rămas cu 1 și dacă rămâi cu 1 nu mai poți captura. Și am câștigat bătălia cu el. Pentru mine și Waffen Trager, ăla era tankul ăla care v-am zis atunci în început că speriat. Uite-l bă acolo și eu nu-l văd. Deci nu te cred. Da, da, da. Bă. Deci pot să jur că eu când m-am jucat ăla nu mi-a fost randat mie pe ecran. A, ăla e aliatul meu, mă. Ok. Ok, am omorât pe unul. Am omorât pe unul. Îmi stătea în tufe. Stătea în tufe acolo. Aici am stătea în tufe. Ăla, exact. Și l-am omorât. Așa, eu eram panicat puțin, pentru că trecea unul din îndepărtare de acolo. Și nu știam ce se întâmplă. Exact. Văd caveul. Trag. Trage și el. Bun. Aici văd în spate că heavy tank-ul nostru a murit. Și se bătea cu un alt heavy tank. Și m-am uitat. Și... mă așteptam să mi se, să se tragă. Da, mă, ăla galben era aliat de-a meu, da? Chiar și aliat. E... ori și foarte prost și orb. Da, eu nu țin minte când m-am jucat să fi fost aliatul meu aici. Să fi fost randat pe ecran. Trebuia să filmez, mă. Vezi, dacă aș fi filmat, puteam să confrunt realitățile. Asta e. Ok, nu știu asta, asta știu. Bun, și stau și aștept aici, după cum puteți vedea. Văd că se bată acolo pe... ce? Dar nu pot să fac nimic și aud zgomotul de la Panther. Și mă întorc să trag după Panther. Și Andrei prost la faza asta, deci fiți atenți. În loc să trag după motor, eu îi trag în turela, mă. Și totuși am dat damage și la transmisie foarte mult, dar tipul continuă drumul. Și la următoare lovitură, bounce. Da, nici mai contează, pentru că merge gata. Evident că ăla n-a mai ieșit de acolo. Și asta a fost meciul. Știu, a fost cel mai divers episod de azi, băieți. A fost interesant, sper. Sper că v-a plăcut. Eu am fost Deo, vă salut, vă spun că te râdeam pe data viitoare. Bye, bye!